Am luat-o la drum, fraților, și trebuie să alimentăm. Acum nu că n-ați ști cum se procedează, dar poate, poate din cât sunteți? 20, 30. Că poate bag prea mult și nu știu, eu nu știu dacă îmi dă rest. Pompa 5, stați așa, să mă asigur, da, pompa 5. Asta e cu servire automată. Rifornasia la pompa 5. Selecționez numărul, prenotare la ricevuta, rifondarsi, bun. Auzi cum sună de la căldură. Senza PB, senza PB. Merge. Merge banda, merge, merge banda. Merge dacă am greu. Opa, m-a avut un blocaj. Senza piumbo. Uitați la mine ca la un supanda. Aici în duminica se închise majoritatea benzinărilor. Servirea. Ne-am oprit la câteva, dar nu funcționa, nu funcționa cu cash, numai cu cardul. Nu știu ce am dat. Măcar atât e bine, cum mai trebuie să stai să te uiți, să aproximezi. Deși în țară, uite, deja merge greu, deși în țară eu recunosc. Tot timpul, dacă e 30, eu bag 30,1. Sau măcar 0,01. Vezi tu, ciupești 10 bani, 10 bani cu 10 bani. De ce să te ardă ei pe tine? Că oricum tădii te ard. Măcar să mai diminuezi din arsură. Măcar mai diminuezi din arsură. Ce scrie aici? Un LED fuel only. Gata. Bun, și acum să-mi iau Adidas și... Unde mi s-a Adidas și stați așa? Da. Am ajuns în Genoa. Aproape Genoa. Mai e un portofino unde sunt? Păi mai e până la Genoa. Bine, apropiere de Genoa. Și deja a început ploaia. Numai ploaia de asta mă gândească ce ține oră. Sperăm. Adică ne-am uitat pe meteo și ține. Și ceva de până și ține numai o oră, așa e, mami? Da. Bravo. Ne obiamo fare il pagamento. Dar poate acolo de măcar nu plouă. Noi mergem acum, plecăm de aici. Noi mergem un pic. La ce năbușală și ce nebunie, mami. Era culmea. Să nu fie și ploaie. Sunt 29 de grade. 40 erau la pisă. Poftim. 40 de grade, vă dați seama? Stai să văd cât să mă rog, să am eu aici. Vezi, vezi? Nu am niște spune fără cap de bro. Da, poate ajunge, mă, vezi cum, vezi că mai e un boxet acolo în el. Mărunți. Nu cred că e mai mult de 15, a? Zise cel cu 12 euro, în palmă. Stai așa că-i dau. 12 euro am plătit. O ajuns mărunțișul, dar uitați ce vreme pe aici. Extraordinar. Și noi cât mai avem? 8 minute? Da. Dacă o greșim meteo și plouă toată ziua așa mare. Nu avem ce face. Frumos, mă. Aici oamenii n-au nicio treabă, fraților. Plouă, ei își plimbă câinele, își fac piața. Ca și cum ar fi o zi, stau la plajă, ne, salvamarul e tot acolo, ca și cum ar fi o zi normală. Ne, dezbrăcați. Michele di Pagana, Pagana. Michele di Pagana. Maserati. Ce scârție e drumul pe aici?
mașina, drumul scurție. Ce frumos e, bă, vegetația frumoasă. Casele, uite. Deci vreți să vedeți de aici? Michele di Pagana. Pe cum să nu fie lejer și să umble ca și cum ar fi o zi normală când sunt 29 de grade afară și plouă? E perfect. Da. Ți-i cald și te răcorește divinitatea. Cred că i-am dat a treia prea repede. Înțelege nimica, băi, cald, plouă, e frig, clima dinăuntru, clima de afară. Mai avem, amin? Da. E foarte bine. Am ajuns, fraților, aici e parcarea. Ia, uitați ce frumos. 20 de euro parcarea zilnic. Uite, eu chiar mă întrebam, oare cum fac dacă parcăm de astăzi? Ne taxează și pe ziua de mâine. Ia nu, că te taxează la check-out. O zi până la check-out. Cine? Ce faine, mami. Avem cameră cu vedere la e plaja lor. La hotel. Care e aia? Asta de aici. V-am zis. Nevasta mea știe să aleagă ce e mai fain. Să știu, uita la toate beneficiile și toate detaliile. Eu n-am răbdare. Gândești că suntem într-un și film. Avem cameră cu view. Suntem într-un film din ăla periculos, mami. Tu ești Monica Bellucci. Și eu și piscina. Eu sunt Checo Zalone. Eu sunt Checo Zalone, mami. A, uite, acolo e piscina. No, spune tu. Nu, nu. A. Acolo cred că stă grădinarul. Nu, no, cred că ăsta, uite că e îngrădit. Cred că ăsta. Ăsta e hotelul. Fai. Ah, da, mă, e fasole. E fasole. Aha. Vedeți? Italienii. Fasole? Nu cred că e fasole. Bine, plautică. Nu da seama de cu fasole, uite. Nu știu, sunt păstăile alea care se fac așa. Omiz. Nu. Astea sunt omiz la tavă. Nu e copac. Ăla e vrej de fasole, mami. Vezi că e copac. E o mutație genetică între viță de vie și vrej de fasole. Seamănă cu fasole, dar nu-i fasole. Mai mâncă-s fasolea. Nu contează, mami. 115. Asta e camera cu pricina. Mami, mâinile-s mai libere ale tale. Ce grechea. Uite, bă, trandafir. Uite, bă, trandafir. Sunteți gata, fraților? Aici. De acolo. Nici nu vă arăt patul și ăstea, că sunt prea. Termopane de alea grele. Vezi să nu dă nimica, mami. Au geamul. Nu uitați-mă. Uitați-mă frumusețe, bă. Ne. Ce frumos e. E super. E super. Vai. Nu, hai să le arăt și lor. Să nu zică după aia că... Bă, Lobo, dar ce faci? Da. Bă, camera, să vă zic sincer. Nici nu trebuie să vă zic, uitați-vă și voi.
Am avut trebuie să fie nu știu ce. Să aibă o climă, da, să aibă... Astea vechi, care de hotelurile în general vechi, sunt doar recondiționate cât de cât. Da. Oricum, o groază de facilități. Nu, asta e camera. Hotelul e frumos. Hotelul e foarte frumos, plus faci... Uite că iasă soarele, deja gata, mă. Ne. Gata, Vrăjava. A fost o rafală scurtă, cât să ne împrospătăm. Da. O groază de facilități. Piscină. Au cum ar veni. A, unde e băia? Ce, nu se aprinde? Baia e frumoasă. E un hotel vechi, recondiționat. Cât de cât. Mai puțin ușile care puteau fi locuite. Mie, ce faină e asta, mă. Asta e făcută din solzi de sirenă. Asta e nou. De aici se face așa. Da, fai. Casa forte. Perne extra. O problemă extra. Ce e asta? Cred că m-a sunat călcat. Vorbesc prostie. Opa. Ia zis să lași în chestia. Masă de călcat asta. Opa. Nu e masă de călcat. Nu, eu nu știu ce e asta. Dacă știe careva, vă rog frumos, lăsați în comentarii. Minibarul e full. Și chiar e full. Nu, no, mami, în seara asta. Uite. Da, sticluță de aia mică. În seara asta suntem pe val. Fiți atenți, prețurile de aici, minibarul. 4 euro, 2 euro, 50. Normal, apa e 1 euro, 52. Aici e 2,50. 4 euro bibita. 4 euro, normal e 2 euro bibita. Vei bibita. Bibita. Ce să ia șlapi? Aia îi băgăm în rucsac. Șampanie, 24 de euro. Și ați văzut ce șampanie aia mică. Păi mai pui 10 euro și ți-ai la un litru. 0,70. Dar e normal să fie așa prețurile.